Băsescu anunță o campanie de amploare în toată țara, 1 milion de semnături pentru o modificare crucial video. Conducerea partidului Mi Subliniere Care a Popular a decis, în subliniere din ca de marci, 3 aprilie, se demareze o amplă campanie în toată țara, pentru strângerea unui număr de 1 milion de semnături, cu scopul de a modifica legislația electorală. Potrivit presubliniereedintelui PMP, Traian Băsescu, demersul are ca scop revenirea la alegerile în 2 tururi pentru primari. Am ajuns toți la concluzia că menținerea alegerilor într-un singur nu face decât să dea un rezultat care nu beneficiază de principiul de aur al alegerilor, jumătate plus unul din cei care particip. De exemplu, la Craiova, primăria s-a obținut cu 7 din listele electorale. Este deja deformat principiul fundamental al democrației. Poate a fost bun la un moment dat ca soluție, pentru a reduce cheltuielii, pentru a reduce timp de campanie, dar este evident ce trebuie să revenim, la fel cum am revenit de la votul uninominal, la alegerile în 2 tururi. În acest sens, toate filialele vor desubliniere urea campanii de strângere de semnături, încercând să strângem 1 milion de semnături într-un timp rezonabil, a declarat Traian Băsescu. Sistemul actual, cu alegeri într-un singur tur, avantajează partidele mari, în special PSD, pentru ce mandatul de primar este adjudecat de candidatul care obține cele mai multe voturi într-un singur tur, indiferent dacă reprezintă un procent de 50 sau mai puțin.